they gon' try to hate on you. Just ignore everything they say. Don't listen to nobody. And never be afraid, cause you don't know when it could be your day. Never listen to nobody. Nobody, 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 no. Nobody, nobody. I didn't listen to nobody. Nobody, 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 no. You'll be nobody, nobody. You listen to nobody. Taking trips, cause I never tripped on what they said. If you speaking from your heart and they say it's gon' aim for your head, haters gon' mess with your vision, keep you up laying in bed. But know you gon' do this for you, cause you never did this for them. Sword was the mightiest pen, you lifted it right out the stone. Destiny's choosing you, cause the blade was made for you to own. Words cut deeper than any blade that a smith could mold. First person reference, swung it reckless in my adolescence, so I should know. Took the heat right out the air, every breath was cold. But now I know, negativity toxic, it's drop kicks in a mosh pit. Every day is Halloween, skeletons in my closet, monsters under my bed, they trying to get in my head till I wake up in the morning. Salut prieteni, astăzi vă voi arăta un antrenament pentru spate sau cum să-ți înmulțești sau dezvolți cel mai de bază exercițiu din workout, tracțiunile. Să începem! Așa prieteni, programa de antrenament constă în 10 exerciții pe care le voi enumera pe rând. Primele 3 exerciții sunt tracțiuni simple. Dau exemplu. Deci, astfel de tracțiuni, faceți câte 3 seturi, cât puteți. Exerciții vor fi tracțiuni cu palmele îndreptate spre spatele nostru, uite așa. Și acest exercițiu lucrează nu doar spatele și bicepsul. Vă arăt. În al 7-lea exercițiu vor fi tracțiuni cu o palmă îndreptată spre spatele nostru și cu una în fața noastră, uite așa. Iar în al 8-lea exercițiu pur și simplu schimbați poziția mâinilor. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. Primele exerciții sunt tracțiuni care se numesc 3-3-3. Deoarece faceți o ridicare, numărați 3 secunde, vă dați un pic mai jos, ca mâinile se formează un unghi de 90 de grade. Numărați 3 secunde, apoi încă mai jos și numărați 3 secunde. Și aceasta este doar o tracțiune. But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Iar în al 10-lea, ultimul exercițiu din antrenament, trebuie să faceți doar o tracțiune, dar să o cronometrați și să o faceți cât mai lent, în felul următor. Și asta e tot. Dar la acest antrenament, prieteni, cel mai important și cel mai interesant este că trebuie să aveți un carnet de note sau în telefon să scriți toate exercițiile de la 1 la 10 și să notați de fiecare dată când faceți antrenamentul câte repetări ați făcut și străduiți-vă în fiecare antrenament să faceți măcar câte o ridicare, cu o ridicare mai multă. Mulțumesc pentru vizionare, prieteni! Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să scrieți în comentarii cum v-a părut primul. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.